biscuit cu banane și cacao. Astăzi facem biscuit. Ia uitați. Cu banane și cu cacao. Și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am aici o banană. O curăț. Și am să o rup bucățele și am să o pun în castronel. Cam 115 grame are. Acum o să adaug 40 de mililitri de ulei. Să schimbăm aici 40, să punem 40. Am să pun și 35 de grame de zahăr. Un praf de sare. Bună seara! Biscuiți. Am să amestec puțin. Să pisăm banana cu zahărul și cu uleiul. Amestecăm bine. Sunt foarte simpli și foarte buni. Fără ou, fără unt. Ia uitați, fac ca o cremă. Acum, după ce am adăugat banana cu uleiul, cu zahărul și cu praful de sare, adăugam cam 100 de grame de făină. Cu 100 de grame de făină și cu praful de copt. Sunt 8 grame de praf de copt aici. Le măsurăm să vedem dacă este exact. 8 grame. Acum amestecăm bine. Aluatul o să-l împart în două. Acum, uitați consistența. Așa arată biscuiții pentru cine a venit mai târziu. Aluatul îl împart în două. Am să dau o parte, să o pun aici. În jumătate. În jumătatea care mi-a rămas am să pun cacao. Zece grame de cacao. Amestec. Mm-hmm.
Tak mam sobie odkroiony. Să frământ și cu mână. Bună seara! Aceștia sunt biscuiții cu banane și cu cacao pentru cine a venit mai târziu. Sunt foarte buni, se fac foarte ușor. Încă puțină făină. Bună seara! Pentru mâine dimineață facem biscuiți. Bună seara, Vera! Biscuiți cu cacao și cu banane. Ia uitați! Așa arată, sunt foarte buni. Fără ou, fără unt. Cu banana, cu ulei, cu zahăr, praf de copt, făină și cacao. Acesta este aluatul maron. Uitați-l. Îl dau deoparte. Și acum am aluatul care l-am împărțit, jumătatea. Acum o să adăugăm făină cât cuprinde. Biscuiți, uitați cum arată. Bună seara! Biscuiți cu banane și cu cacao. Foarte simplu și foarte ușor de făcut. Păină cât cuprinde. La început adăugăm doar 100 de grame ca să putem împărți aluatul în două. Și apoi într-o parte punem cacao, 10 grame de cacao și în cealaltă adăugăm făină cât cuprinde. Și acesta este aproape gata. Mai dau puțină. Bună seara! Facem biscuiți la miez de noapte. Și acest aluat este gata. În mod normal ar trebui lăsat la odihnit, măcar o jumătate de oră. Eu am să vă arăt cum se fac. Aceștia sunt biscuiții. Sunt foarte buni. Cred că o să vă placă foarte mult. Și acum să înfund, am să întind o foaie. Întind mai întâi pe cea albă. Nu trebuie precizie prea mare.
pune în făină ca să nu se lipească. Acum, prima foaie pe care am întins-o, am să o pun pe o hârtie de foc, am să o transfer. Am să transfer pe hârtie de copt prima foaie. Am pus-o pe hârtie de copt. Să dau deoparte. Acum am să întind aluatul cu cacao. Bună seara pentru cine a venit mai târziu. Facem biscuiți cu banane și cu cacao. Cam așa arată. Presurăm puțină făină. Și întindem o altă foaie. Am întins și a doua foaie, acum o suprapun peste cealaltă. Uitați, o să o suprapun peste cealaltă. Dau deoparte. Vedeți? Le-am suprapus pe amândouă, una peste alta. Nu știu dacă se vede. Ia uitați. Una peste cealaltă. Unde? Și acum am să rulez. Și am să rulez. Am să încep să rulez așa. Începem dintr-un capăt și încet răsucim. Răsucim până ajungem la jumătate. La jumătate eu ridic în sus și întorc și răsucesc invers. Mă întorc invers. Ia uitați. Și-l strâng bine și-l dau la rece pentru o oră, două. Ca să facem mai repede, îl băgăm în congelator 15 minute, 20. Este foarte simplu de făcut. Să vă tai să vedeți cum arată și în interior așa. Acum a trebuit dat la rece. Vedem dacă se vede. Să tai de aici o bucată. Uitați cum vine în interior. Ceva de genul acesta, ia uitați. Pentru cine a venit mai târziu, rețeta de biscuiți este făcută dintr-o banană. Am pus 40 de ml de ulei, 35 de zahăr, un praf de sare, 8 grame de praf de copt, și 100 de grame de făină. Am amestecat bine aluatul. L-am împărțit în două.
Într-o jumătate am pus încă 10 grame de cacao și dacă a mai fost nevoie am adăugat făină și am făcut aluatul maro. Și în celălalt adăugăm făină cât cuprinde, să fie un aluat nici prea tare, dar nici moale. Apoi am întins foile, le punem una peste alta, le rulăm, le dăm la rece și băgăm la cuptor la 180 de grade, circa 10-12 minute, nu mai mult. Aceștia sunt biscuiții, sunt foarte buni, ne uitați cum sunt în interior. Sunt buni, buni. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați fost alături de mine. Vă îmbrățișez cu mare drag pe toți și vă doresc multă, multă, multă sănătate. Să vă dea Dumnezeu multă. La revedere!